Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta! Sunt Cristina Soare și e momentul pentru cele mai importante știri despre lume și vreme. Astăzi cel mai cald a fost în Cuveit, plus 52,8 grade și cel mai frig în Antarctica, minus 76,6 grade. Rămâneți alături de noi pentru că am pregătit informații foarte atractive pentru următoarele 15 minute. În domeniul aviației, combustibilii viitorului au mai multă legătură cu bucătăria decât cu industria petrolieră. Aflăm imediat detalii. Avem foarte multe vești despre vreme, dar ce ați spune dacă ați servi o cafea în compania tehnologiei robotizate? Vă explicăm cum. În minutele următoare. Până atunci avem informații despre schimbările meteorologice care au dat planeta peste cap. Rămâneți cu noi! Rusia continuă să se confrunte cu o instabilitate atmosferică fără precedent. Dacă până săptămâna trecută canicula le dădea marbătăi de cap locuitorilor din Sankt Petersburg, acum vântul puternic, ploaia care a provocat inundații violente și grindina sunt de neoprit asupra capitalei Moscova. Troia abundentă care a lovit Moscova în urmă cu doar câteva zile a lăsat în urmă mai multe străzi și o stație de metrou inundate. Vântul puternic a provocat la rândul lui pagube materiale, câțiva copaci și panouri publicitare au căzut pe carosabil și au deteriorat acoperișurile unor clădiri din centrul orașului. Potrivit rapoartelor meteorologilor, anul acesta în Moscova a plouat mai mult cu până la 70% față de mediile precipitațiilor lunare. Ministerul Rus pentru situații de urgență a difuzat în toată această perioadă numeroase avertizmente către populație cu privire la ploile puternice, furtunile, grindina și vântul puternic din zonă. Prognoza arată că riscurile aduse de vreme pot persista până la sfârșitul acestei săptămâni. Trecem oceanul și vă spunem că și locuitorii Statelor Unite se confruntă zilele acestea cu un val major de caniculă. Criza a determinat autoritățile americane să ia măsuri urgente, iar oficialii din sănătate au declarat cod roșu de risc vital. Pentru a rămâne în siguranță, populația vulnerabilă a fost adăpostită în așa numitele centre de răcorire, puse la dispoziție de administrație, în vreme ce mulți au ales apă pentru a scăpa de căldură. Canicula din nord-vestul Pacificului a ridicat gradele în termometre la cifre record, greu de imaginat, situație care a declanșat avertizmente severe din partea autorităților, pentru ca cetățenii aflați în situații de risc medical din întreaga regiune afectată să se adăpostească. Orașele Portland din statul Oregon și Seattle din statul Washington au deschis centre speciale de răcorire, iar oficialii din domeniul sănătății au decretat canicula un pericol vital pentru unele categorii de cetățeni. Cei vizați au acces la aerul condiționat din biblioteci, centrele pentru seniori și alte sedii ale serviciilor comunitare. Dennis Harry, rezident în Portland, Oregon, a ajuns la un astfel de centru de răcire în momentul în care termometrul din interiorul apartamentului său arăta 37,2 grade Celsius. Meteorologii mențin și pentru următoarele zile alerta de caniculă în această parte a Statelor Unite. În Ghana, dronele sunt cele care aduc vaccinurile împotriva SARS-CoV-2 în zonele izolate. În doar câteva minute, micile aparate de zbor ghidate de la distanță de autoritățile sanitare sunt capabile să livreze serul în sute de centre de sănătate. În fața unui mic centru de sănătate din inima Ganei, asistentele cercetează cu atenție cerul. O dronă se apropie cu viteză maximă și se deschide în locul potrivit pentru a parașuta marfa prețioasă. Vaccinurile împotriva COVID-19. După doar 3 minute, sosește o nouă dronă și ritualul de zbor se repetă, până ce frigiderele sunt pline cu doze. Pachetele sunt ambalate cu grijă pentru a rezista la aterizare și sunt înconjurate cu benzi subțiri, pline cu gheață, pentru ca medicamentul să nu fie compromis. După aterizare, drona este programată prin GPS să se întoarcă la locul de colării inițiale, la 80 de km distanță de stația de livrare. Fiecare transport costă aproximativ 20 de euro, iar limita de greutate este de 1,7 kg pe pachet, ceea ce înseamnă că, la fiecare călătorie, 2000 de oameni pot primi serul salvator. Un avion privat care a aterizat zilele trecute pe aeroportul Haneda din Tokyo părea perfect normal la exterior. Ceea ce l-a făcut însă special se află în interiorul aparatului de zbor, mai precis în rezervoare. Este vorba despre combustibilul special obținut din ulei de gătit uzat combinat cu un fel de alge marine. Noul combustibil a fost realizat de o firmă japoneză utilizând parțial uleiuri derivate din Euglene. Firma spune că este pentru prima dată când o aeronavă zboară cu un astfel de propulsor în locul combustibilului convențional și consideră pasul științific unul esențial pentru viitor. Izumo Mitsuru, CEO-ul companiei, a declarat. Am dorit să promovăm în continuare această inițiativă pentru a contribui la atingerea obiectivului Japoniei de neutralitate a carbonului până în 2050. Biocombustibilul emite dioxid de carbon când arde, iar algele din care este fabricat absorb, de fapt, gazul prin fotosinteză, ceea ce ajută mult la reducerea amprentei de carbon. Firma intenționează să înființeze, până în 2025, o fabrică ca să producă mult combustibil pentru călătorii de peste 250.000 de km pe an. Revenim în țara noastră acum, fiindcă a sosit momentul să aflăm cum stăm cu vremea. Din păcate, meteorologii anunță instabilitatea atmosferică accentuată. Codul portocaliu este valabil până mâine dimineață. Așadar, vor fi averse, frecvente descărcări electrice, vijelii, vând de peste 90 de km pe oră, dar și căderi de grindină. Într-un timp scurt se vor strânge cantități importante de apă de până la 60, chiar 70 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor fi frecvente și intense. Iată, local în Maramure și în Transilvania, în Moldova, iar la începutul acestei seri și mai ales pe parcurs sul acestei nopți în Muntenia și în Dobrogea. Până mâine la prânz rămâne în vigoare codul galben pentru cea mai mare parte a țării. Vor mai fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, iar în urma ploilor de vară se pot strânge până la 40 de litri de apă pe metru pătrat. În aceste condiții, hidrologii ne atenționează asupra inundațiilor pe mai multe râuri din nordul, din centrul, din sudul și din estul țării. Haideți să vedem în detaliu câteva temperaturi și fenomene de mâine din marile orașe ale țării noastre. Vremea se răcorește, astfel încât la amiază nu se vor mai depăși 32 de grade, iar instabilitatea atmosferică va fi prezentă în cea mai mare parte a țării. Cu mai multe detalii revin peste câteva minute în rubrica specială de meteo. Mașinile viitorului vor decongestiona traficul, iar pe distanțe lungi vor putea fi transportate și într-un avion convențional. Ne-a demonstrat-o designerul slovac Stefan Klein, cel care a inventat o mașină sport zburătoare, alături de care a efectuat săptămâna aceasta cel mai lung zbor pe un astfel de prototip. Automobilul futurist a intrat într-un avion în mai puțin de 3 minute și a aterizat pe aeroportul din Bratislava după ce a finalizat un zbor de succes din Nitra către capitală. Distanța de aproximativ 75 de kilometri a fost parcursă în 25 de minute, cu o viteză medie de 170 de kilometri pe oră. Proiectul viitorului l-a costat pe temerarul slovac aproximativ 1 milion și jumătate de euro. Revenim în țară pentru că vrem să aflăm cum va evolua vremea în perioada imediat următoare. La noapte, cerul va fi variabil, mai puțin în estul și în sud-estul țării, unde instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Vor fi averse, frecvente descărcări electrice, vijelii și posibil căderi de grindină. Astfel de fenomene vor apărea, dar pe suprafețe mici, în regiunile centrale și în cele sudice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade. Mâine, vremea va fi în general instabilă, pe arii restrânse vor fi averse însoțite de tunete și fulgere în regiunile sudice și în cele vestice, în timp ce în restul țării ploii zgomotoase de vară vor apărea pe spații mari. Se vor strânge în continuare cantități importante de apă, iar vremea se răcorește și în regiunile sudice. Astfel, la amiază, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și cel mult 32 de grade. În București urmează o noapte furtunoasă, iar spre dimineață în termometre vom avea 18 grade. Mâine vreme în general instabilă, cu o temperatură în scădere 27 de grade. Presiunea atmosferică rămâne staționară la o valoare de 750 mm coloană de mercur. Poi mâine, tot vreme instabilă, dar mai ales după amiaza și seara, 28 de grade este o valoare potrivită pentru această dată. Și la munte vremea va fi instabilă, însă aversele însoțite de tunete și fulgere își vor face apariția mai ales după amiaza și seara, când pe alocuri se vor strânge cantități importante de apă. Cea mai scăzută valoare va fi în Ceahlău, 19 grade, iar cea mai ridicată, 22 de grade, în Semenic, în Predeal, dar și în Păltiniș. Și la malul Mării vremea se strică, atmosfera va deveni instabilă, va ploua mai ales după amiaza și seara, vântul se va intensifica, se răcorește, doar 25 de grade în aer, iar apă Mării va avea în jur de 22 de grade. La nivelul întregii țări, ziua de poi mâine nu aduce schimbări notabile, vremea se menține instabilă în majoritatea regiunilor, iar în termometre vom avea între 21 și 30 de grade. Cele mai ridicate valori vor fi în sud-vestul țării. A fost mare sărbătoare la o grădină zoologică din vestul Japoniei. Ursul panda Eimei a împlinit 28 de ani, ceea ce echivalează cu 80 de ani omenești. Ocazia a fost marcată cum se cuvine. Eimei este tată la 16 pui de panda și deținătorul titlului de cel mai bătrân panda din lume aflat în captivitate. El a contribuit la aducerea pe lumea puilor prin împerechere naturală. Acestui panda i s-a organizat o zi aniversară, un fel de ziua tatălui. I-au fost oferite 5 tipuri de bambus, alimentul lui preferat. Acesta a fost așezat în forma chipului său și s-a scris mulțumesc. Rămânem tot în Japonia și vorbim despre cele mai recente cuceriri ale tehnologiei care ajută oamenii cu dizabilități. Clienții unei cafenele din capitala Tokyo sunt serviți la mese de un robot ghidat de la 10 de metri distanță. Vedem imaginile. Așa numitul Avator, un robot mobil, are aproximativ 120 de centimetri înălțime și le transportă băuturi clienților așezați la mese. Dispozitivele realizate de laboratoarele ORI din Tokyo sunt controlate de la distanță de către persoanele cu probleme medicale, care întâmpină dificultăți când trebuie să iasă din casă. Operatorii umani ai dispozitivelor sunt la ei acasă și le manevrează de la distanță. Nu este prima cafenea de acest gen, dar celelalte nu sunt deschise non-stop. Directorul executiv al companiei Ori, Yoshifuji Kentaro, spune că această cafenea deschisă permanent este un vis devenit realitate. Firma și-a dorit să ofere mai multe opțiuni de lucru pentru cei cu dizabilități motorii. Ne întoarcem pe bătrânul continent acum pentru a vedea cum stăm cu vremea. Iată că mâine, în cea mai mare parte a peninsulei iberice, atmosfera va fi însorită, iar la amiază meteorologii anunță temperaturi de până la 34 de grade în Madrid. În țările vestice și în cele nordvestice, soare, nord de vreme bună și până la 27 de grade în Paris. În țările sudice și în cele sudestice, vremea dă semne de schimbare, mai ales în zona peninsulei balcanice, unde pe parcursul zilei de mâine vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vreme caniculară rămâne însă, în Atena, la amiază, vor fi 37 de grade. În țările central-estice, dar și în sudul peninsulei Scandinave, atmosfera va fi destul de schimbătoare. Sunt anunțate, iată, averse însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. 19 grade vor fi în Moscova, dar și în Oslo. Haideți să vedem acum și alte fenomene și temperaturi din alte zone de pe glob. Nu încheiem ediția fără să aflăm care sunt noutățile din spațiu. China a dat publicității noi fotografii cu sonda Tianwen-1 din momentul primei sale amartizări. Înregistrările arată procesul de deschidere și coborâre a parașutei. Sunetul rovorului Zurong, care părăsește platforma de amartizare și procesul de mișcare al acestuia pe suprafața planetei roșii. Misiunea spațială chineză, formată dintr-un orbitator, un lander și un rover a fost lansată în 23 iulie 2020. În 15 mai, landerul care transporta roverul a atins partea de sud a utopiei Planitia, o vastă câmpie din emisfera nordică a planetei Marte. Camerele de monitorizare de pe rover au înregistrat procesul de eliberare a parașutei și mișcarea de decelerare cu evitarea obstacolelor. Când proiectam, am vrut să obținem câteva imagini care ar putea fi utilizate ca bază pentru îmbunătățirea proiectului. Apoi am proiectat mai multe părți, inclusiv procesul de deschidere a parașutei, eliberarea și coborârea, a declarat Rao Wei, proiectant șef adjunct al sondei Tianwan-1. Roverul este conceput pentru a încetini de la aproximativ 4,8 km pe secundă la 400 de metri pe secundă când intră în atmosfera marțiană, iar parașuta ar trebui să fie eliberată pentru a scădea treptat viteza și pentru a asigura o aterizare fără incidente. Roverul Jurong a coborât de pe platforma sa de aterizare pe suprafața marțiană în 22 mai, începând explorarea planetei roșii și făcând din China cea de-a doua țară după Statele Unite care amartizează și operează un rover. Jurong lucrează pe suprafața planetei roșii de 42 de zile marțiene, parcurgând până acum 236 de metri. Roverul va continua să efectueze explorări mobile de detectare și științifice conform planificării. Am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar nu uitați că ne întâlnim și mâine de la aceeași oră, 19.35 de minute. Vă las acum cu imaginea zilei și ne găsiți și pe YouTube și pe Facebook. Pe curând!